Bogdan Coșa cu romanul Poker. Bogdan Coșa este unul dintre tinerii noștri absolvenți, proaspeții noștri absolvenți. Un tânăr foarte special, pe care mulți dintre noi l-am îndrăgit în anumite momente ale prezenței lui în facultate, pe care l-am uitat, mi-am reamintit de el, s-a mai întors, s-a mai plecat. Da, tocmai cu asta. Asta a fost și pariul meu, să scriu o carte pentru toată lumea, dar nu la genul ăla peiorativ, așa, de consum. Și să fie o carte care să placă și unui om care nu citește de obicei și să-l apropie cumva de literatură, pentru că mă gândesc că ăsta ar fi un pariu, o plașcă de băieți și fete mai tineri să scrie cumva în așa fel încât să se apropie de public, pentru că ne tot plângem că, doamne, nu mai citesc tinerii, nu știu ce. Și, din contră, poți să faci lucrul ăsta, să scrii o poveste care să țină omul și în același timp să strecori școală și niște detalii așa pentru cunoscători. Nu pot să spun că știu cartea până la capăt, dar pot să vă spun câteva cuvinte despre ea și despre Bogdan, care, așa cum a început Adrian să vă povestească, are un traseu foarte interesant ca student. A început în anul întâi foarte greu să arate că scrie, la un exercițiu de insolitare. Era temă de vacanță, culmea, că ei mi-au cerut temă de vacanță din semestrul 1 spre semestrul 2. Colegii, nu, da, deci nu vrei temă de vacanță. Atenție, ca să epateze. Nu era tocinat, nici de cum.